Merge. Nu merge niciunul. Am înțeles. Merge. Bună dimineața. Bine ați venit. Vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți astăzi pentru a auzi rezultatele ultimului studiu de Business Barometer al MCM. Este un studiu deja cu tradiție, este a cincelea an în care îl pregătim. Înainte să încep să intrăm în prezentare, aș vrea să stabilim cât timp avem disponibil, în așa fel încât să ne asigurăm că nu depășim timpul alocat. Aici, de față cu mine, am pe colegii mei, Elisabeta Moraru, noi spunem Ela, bănuiesc că și dumneavoastră la fel, vicepreședinte, Andrei Andreescu, vicepreședinte, și ultimul, dar nu cel din urmă, Alex Milcev, căruia le mulțumesc că și-au făcut timp să vină astăzi să mă ajute, să ne ajute să prezentăm acest studiu. O scurtă prezentare pentru cei care nu sunt neapărat la curent cu MCM. Vreau să vă fac o mică prezentare, mai ales că astăzi, în anul ăsta, în 2023, MCM împlinește 30 de ani de existență, MCM România, 30 de ani de experiență de existență în România. Practic, MCM s-a deschis în 1993 aici, deci aniversăm 3 decenii de existență. În tot acest timp, scopul nostru principal ca și organizație de business a fost să, prin ceea ce am făcut cu ajutorul membrilor noștri, cu comunitatea noastră, să ajutăm mediul economic românesc să se dezvolte de la perioada postcomunistă la toate evoluțiile care au urmat, aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană, iar acum, în ultimul timp, aderarea la OECD și, nu în ultimul rând, suntem preocupați de programul Visa Waiver. Câteva date, să spun așa, câteva numere, o să vă ajute foarte mult. Astăzi MCM reunește 530 de membri. Ceea ce vreau să vă comunic este, vorbim atât de companii americane, cât și de companii internaționale, companii din, al căror acționari sunt din state ale Uniunii Europene, companii românești, și aceste companii activează în 32 de sectoare economice. Cumulat, toate aceste companii asigură 250.000 de locuri de muncă și au investit de la începuturi până acum în România 20 de miliarde de euro. Cifra acumulată acestor companii este de 65 de miliarde de euro. Date la 2021, că acestea sunt ultimele date pe care le avem, așteptăm datele pe 2022 de la Ministerul de Finanțe și atunci vom face din nou, vom recalcula să vedem care este cifra de afaceri cumulată a membrilor MCM. Valoarea adăugată generată de membrii MCM este de 20, valoarea adăugată brută este 29,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă 12,1% din PIB-ul României. Așa cum spuneam, aceasta este a cincea ediție a Business Barometer. Sondajul de business al MCM cu privire la sentimentul climatului de afaceri și climatului de investiții în România, așa cum este perceput de către membrii MCM. Acest barometru s-a desfășurat, acest sondaj s-a desfășurat în decursul lunii mai 2023. Noi suntem astăzi aici pentru că astăzi suntem norocoși să fie și 4 iulie, ziua Independenței Statelor Unite, ziua în care Statele Unite sărbătorește 247-lea an de la declararea independenței. Cei care au răspuns, liderii de business din companiile membre ale MCM care au răspuns acestui sondaj, sunt în numără 215 din peste 20 de industrii.
Și ca să aveți, să avem o defalcare, avem așa 48% potrivit definiției ANAF. 48% dintre ei sunt mari contribuabili, 32% sunt contribuabili mijlocii și 20% sunt contribuabili mici. Acum o să-i rog pe colegii mei dacă vor să mai adauge ceva, înainte să intrăm direct în partea de prezentare a rezultatelor sondajului. Haideți să începem, să vedem cifrele, că sigur o să fie interesante, nu? Bun. Atunci începem. Și așteptăm și întrebările, sigur. Da, încă un lucru, ca să stabilim, întrebările vor fi la sfârșit, în timpul prezentării, bănuiesc că la sfârșit, da? Suntem, ne notăm și după aia încercăm să răspundem. Andreea, am ajuns cu primul slide, te rog frumos. A, și uite. Vine. Partea bună a acestui studiu este faptul că, fiind făcut în ultimii 5 ani, chiar și în perioada de pandemie, putem să ne uităm la evoluții în dinamică și ceea ce constatăm la întrebarea cum apreciați climatul investițional și de afaceri din România, răspunsul membrilor a fost că 51% dintre ei apreciază că climatul investițional este bun și foarte bun. Este un procent chiar mai mare decât în perioada prepandemică, în 2019, când acesta era la 36%. După cum vedeți, au fost cu suișuri și coborișuri, dar trendul este constant de creștere. În 2020 a scăzut spre 22% și ne amintim care a fost motivul pentru care a scăzut această percepție cu privire la climatul investițional, de abia începuse pandemia. Își revenise foarte bine în 2021 spre 49% atunci când populația și mediul de afaceri începuse să se obișnuiască cu pandemia de COVID-19. A scăzut anul trecut pentru că de-abia începuse războiul în Ucraina, iar anul acesta din nou a crescut la un nivel mult mai sus decât perioada prepandemică, principalul motiv fiind probabil că tot așa ne-am obișnuit cu, adică dacă e ceva rău, ce poate veni mai rău? Și cumva mediul de business, după ce trece de partea emoțională a evenimentelor, fie că e pandemie, fie că este război, își găsește calea spre a deveni optimist. Este foarte important faptul că anul trecut, de exemplu, imediat după începerea războiului, exista o frică de recesiune. Erau crize suprapuse, războiul, criza energetică, inflația mare și atunci automat percepția membrilor era mai degrabă ponderată sau mai puțin optimistă. În anul 2023 vedem că odată criza energetică a început să se mai liniștească, inflația dă semne de plafonare, dacă nu chiar de creștere, nu doar în România, ci și în Uniunea Europeană, precum și în Statele Unite, și de aici vine optimismul cu privire la climatul investițional și de afaceri. Mai este important faptul că trebuie să agreăm faptul că în ultimul an și jumătate, 2 ani de zile, din punct de vedere al mediului de afaceri, a existat o stabilitate din partea politicilor publice. Nu am asistat la creșteri intempestive sau modificări intempestive de taxe și impozite, ceea ce a creat un anumit semn de optimism în mediul de afaceri. Următorul slide. Următoarea întrebare. În 2023, sondajul a fost făcut în mai 2023. Întrebarea a fost cum percepe mediul de business. Da.
Nu vorbim neapărat de primele 5 luni, este point in time. Adică momentul în care întrebi, în funcție de momentul în care întrebi, nu e neapărat backward looking, e mai degrabă întrebarea este forward looking. Ceea ce înseamnă, ok, în momentul de față, cum credeți că se comportă mediul de, sau care este percepția privind mediul investițional? Sunteți mai degrabă optimist, neutru sau pesimist? Practic, da. Este un point in time. Probabil că dacă ceva se întâmplă, un black swan în următoarea lună, probabil că acest sentiment se va schimba. Dacă lucrurile rămân la fel și stabile, să spun așa, și nimic nu apare neprevăzut, practic acest sentiment va continua să fie pentru tot întreg anul. Următoarea întrebare, am întrebat dacă compania pe care o reprezintă intenționează să, sau are în plan, noi investiții în următoarele 12 luni. Și a mai fost încă o întrebare ajutătoare, cam care este suma pe care intenționează să o investească în următoarele 12 luni. Deci, practic, asta este ce urmează să întâmple începând din mai până în mai 2024. După cum vedem, intenția de investire a rămas oarecum constantă, puțin în creștere față de 2022, la 74%, intenție de a continua investițiile, față de 72% în 2022. Cea mai bună performanță, deși nu avem în grafic, a fost în 2019, în absența oricărei previziuni cu privire la COVID, când 77% dintre respondenți au indicat faptul că compania pe care o reprezintă urmează să investească în următoarele 12 luni. Deci, după cum vedeți, este un sondaj de sentiment, nu neapărat de ceea ce se va întâmpla. Dacă ceva apare în mediul economic, cu siguranță această percepție se va schimba. Marea majoritate a respondenților au intenție să investească mai mult de 1 milion, 36%, dar există și 2% care intenționează să investească peste 100 de milioane. Sectoarele în care urmează să existe sau există intenția de a investi peste 100 de milioane sunt următoarele: energie, real estate, construcții, automotiv și agricultură. Toate aceste sectoare fiind sectoare cu potențial mare de creștere în perioada imediat următoare pentru România. În ceea ce privește pe cei 27% care spun că nu intenționează să investească în următoarele 12 luni, aceștia sunt în special îngrijorați de consecințele inflației, de volatilitatea macroeconomică globală, volatilitatea PIB-ului din Statele Unite și Uniunea Europeană, Uniunea Europeană ca principal trading partner al României, și nu în ultimul rând conflictele geopolitice, în special conflictul din Ucraina. Asta este, precedenta întrebare a fost cu privire la investițiile pe termen scurt, până în 12 luni, următoarele 12 luni. Acum, întrebarea următoare a fost dacă membrii au în vedere creșterea, menținerea sau reducerea activităților din România pe termen mediu, până în 3 ani de zile, deci între 1 și 3 ani. După cum putem vedea, există un sentiment pozitiv, rămâne constant undeva la 69% ca și precedentul an, intenția de extindere a activității economice, și 29% intenționează să mențină. Există și un procent de 2%, oarecum mic, dar pe de altă parte este dublu față de anii precedenți,
de companii sau respondenți care spun că intenționează să reducă activitatea economică. Acum, ceea ce este încurajator este faptul că, deși ne aflăm într-un an 2023 premergător, să spun așa, anului electoral și anului electoral cu cele mai multe alegeri din ultimii 19 ani, nici nu mai țin minte, din 2004 parcă nu au fost toate alegerile în același an, din ultimii 20 de ani, deci practic vor fi toate alegerile și un an în plus, pentru că atunci nu se vota pentru Parlamentul European în 2004, deci acum avem în plus față de 2004 și alegerile pentru Parlamentul European. Cu toate acestea, optimismul investițional al managerilor din România, cei care conduc companiile membre ale NMCM, este prezent. Aceasta indică o maturitate, aceasta indică faptul că oarecum mediul de business a ajuns la maturitatea în care s-a decuplat cumva de ciclu electoral. Deci, oarecum, volatilitatea încrederii nu mai este prezentă, chiar dacă urmează la anul un an important din punct de vedere electoral, care, orice am spune, va afecta următorii 4-5 ani de zile până la următoarele alegeri. Iar așa cum spuneam de la început, aici întrebarea a fost ce urmează să faceți pentru următorii 3 ani de zile, ceea ce înseamnă că exced anul electoral 2024. Acesta este un lucru, din punctul meu de vedere, sau din punctul nostru de vedere, foarte încurajator, pentru că am ajuns la nivel ca economie, la un nivel în care, practic, nu mai suntem atât de dependenți de factorul politic, ci mediul economic își vede de treabă pe termen mediu și lung, indiferent de schimbările politice. Următorul slide, te rog. Andreea? Da, este. Următoarea întrebare este legată de care sunt principalii 5 factori macroeconomici care pot reprezenta un risc pentru economia României. Ceea ce avem aici, putem să vedem și o dinamică față de anul 2022. După cum putem vedea, deși în scădere, principalul factor de risc este tendința de creștere a inflației. Anul trecut, mai mulți conducători ai companiilor au indicat ca unul dintre cel mai mare factor de risc inflația, 87% dintre ei. Anul acesta doar 73%, așa cum spuneam mai devreme, și tendința inflației este oarecum de plafonare, chiar de scădere. Nu atât, nu doar în România, ci și în economiile mai dezvoltate, fie din Europa, fie din economia Statelor Unite. Următorul factor de risc, care oarecum și este în creștere față de anul trecut, dar este o consecință a creșterii inflației, este creșterea costurilor fixe. Cum spun macroeconomiștii, e second round effect. Întâi cresc prețurile, după care vin următoarele evoluții și aici este vorba de partea de salarii, chirii, utilitățile deja au crescut, precum și creșterea cheltuielilor de capital. Deci cumva în momentul în care au inflație, toate celelalte prețuri se ajustează cam cu același procent cu inflația, mai mare sau mai mic, dar cumva există o tendință de convergență la rata inflației. Alt lucru care îi preocupă pe factorii de decizie din companiile prezente în România, membrii a MCM, este adâncirea deficitului bugetar și aici vedem o creștere față de anul trecut. Asta și datorită faptului că România s-a angajat în cadrul Programului Național de reconstrucție și redresare și reziliență. RR-ul ăsta este reciclare, reutilizare. Așa s-a angajat că va intra pe o cale de consolidare fiscală, bugetară.
de la aproape 7,8% în 2021 spre 3% în 2024. Știți la fel de bine ca și mine faptul că execuția bugetară pe primele 5 luni nu ne dau motive de încredere cu privire la această consolidare fiscală. Deja deficitul la primele 5 luni e undeva la 2,44%. Promisiunea statului român față de Comisia Europeană a fost că vom încheia acest an cu 4,4%. Nu știu cât de realizabil mai poate să fie, dar mediul de business resimte acest lucru, înțelege că ajustarea fiscală va trebui să se întâmple, nu de alta, dar dacă nu se întâmplă, e păcat, pierdem un stimul investițional foarte mare, acei 29 de miliarde de euro. Și atunci este și pentru mediul de business o preocupare foarte mare. Încă un lucru este legat de faptul că neexistând o comunicare și o transparență suficient de mare cu factorii de decizie, nu știm care vor fi categoriile sociale impactate, nu știm care vor fi sectoarele impactate, nu știm care vor fi companiile impactate și când mă refer la companii, vorbesc de companii mici, medii sau mijlocii, mari, medii sau mici. Deci cumva, neexistând un program clar de ajustare fiscală comunicat cu pași intermediari, atunci ne așteptăm la orice și atunci acest poate să fie un factor de risc în ceea ce privește dorința de investiție a membrilor MCM. Al patrulea factor de risc este creșterea prețurilor la energie, dar după cum puteți vedea și putem vedea și în prețurile zilnice ale megavatului, oarecum în momentul de față, în ultimele 5-6 luni, este un preț mediu undeva la 100 de euro pe megawatt, 115 euro pe megawatt. Nu mai este unul din motivele principale de stres ale conducătorilor acestor companii. A scăzut față de anul 2022. Și așa cum spuneam în primul slide, conflictul din Ucraina și riscul de escaladare, deși este un factor important de risc, este în scădere față de anul 2022. Probabil că am început să ne obișnuim cu ce e rău și atunci da, ne uităm spre viitor cu încredere că poate acest conflict se va termina mai degrabă, mai repede decât mai târziu. Având în vedere că în 2022 unul dintre cei mai mari factori de risc, pe lângă inflație și prețul la energie, ambele fiind funcție de acest conflict, pentru că inflația practic s-a întâmplat și datorită faptului că a fost un stres pe piața de commodities, atât pe partea de cereale, cât și pe partea de energie, în special în Uniunea Europeană, Ucraina fiind un mare exportator atât de energie, către piața comună europeană, cât și de cereale și în Europa și mai ales în zona de Middle East și Africa de Nord. Deci următoarea întrebare pe care ne-am gândit să o punem, ok, este care sunt efectele concrete ale războiului din Ucraina și cum vor afecta acestea climatul investițional și de afaceri în ceea ce privește compania respondentului din România. Și aici practic răspunsurile sunt, avem toată lumea este puțin mai reticentă, puțin mai prudentă la a face investiții sau a se extinde. Un alt efect concret este distorsiunea ale lanțurilor de aprovizionare. Apare și creșterea inflației ca o consecință a acestui conflict, scăderea sau deprecierea încrederii investitorilor și așa cum spuneam mai devreme de commodities, este scumpirea mărfurilor. Următorul slide.
Pentru că anul trecut a fost una dintre cele mai mari teme, creșterea prețurilor la energie. Întrebarea a fost care au fost deciziile luate la nivel operațional de către fiecare de companie ca efect al creșterii prețurilor energiei. După cum poate vedea, majoritatea companiilor, 52% dintre ele, au transferat aceste creșteri de prețuri a energiei în prețurile finale ale bunurilor și serviciilor furnizate de către companii. Pe de o parte, a doua decizie a fost creșterea investițiilor în ceea ce privește asigurarea eficienței energetice. Pe de o parte, vin rigorile ESG, care oricum creează cadru pentru a te uita mai atent la cum te eficientizezi din punct de vedere energetic, dar pe de altă parte a fost acest șoc al creșterii foarte rapide a prețului energiei, care practic, chiar dacă unele dintre companii aveau planuri cu privire la ESG pe următorii 3, 4, 5 ani de zile, targetul fiind 2030, la nivel european, practic impactul sau șocul prețurilor de anul trecut la energie i-a determinat pe mulți dintre ei să se concentreze mai curând la asigurarea continuității afacerii și eficiența energetică. O altă decizie a fost cea de amânare a investițiilor, pentru că automat prețul energiei este o componentă importantă în prețul finit al bunurilor și serviciilor. Și în ultimul rând, reducerea planurilor de investiții. Cam asta din partea mea și o să o rog pe colega mea, Ela, să prezinte următoarele întrebări ale sondajului. Mulțumesc! Mulțumim frumos că ne-a ajutat să transmitem aceste rezultate. Cu mine o să parcurgeți 3 slide-uri cu 3 întrebări și sper să vină cu informații valoroase. Prima discuție este despre dinamica celor mai apreciate și celor mai puțin apreciate condiții de piață. Avem un top 5 și pozitiv și negativ și o să vă rog să-mi permiteți să fac corelări și cu slide-urile ulterioare și să punctăm câteva lucruri importante din punctul nostru de vedere. În primul rând, în topul 5 al pozitiv am vrea foarte mult să subliniem aprecierea pentru calitatea infrastructurii digitale. Este pe locul întâi pentru al 5-lea an la rând și este foarte important, este o creștere de 10 puncte versus anul trecut. De asemenea, în corelare este calitatea infrastructurii de securitate cibernetică, urcă pe locul 3, de pe locul 3 pe locul 2 și un punct pe care o să-l mai menționăm, calitatea capitalului uman, dar care are o coborâre, revin asupra lui. Ce aș mai puncta foarte, foarte important pentru noi este cadrul fiscal. Este o îmbunătățire de 11 puncte față de anul trecut și aici am vrea să avem o notă de interpretare din partea noastră, pentru că a fost o cavalcadă de știri, multiple știri în ceea ce privește impozitarea progresivă, taxa de solidaritate și alte schimbări. Membrii AMCEAM au dorit să sublinieze faptul că au apreciat stabilitatea fiscală de până acum și este un element pe care am vrea să îl transmitem mai departe. Vedem cum vor evolua lucrurile. În topul 5 negativ sunt câteva procente impresionante care nu sunt întâmplătoare și care se repetă an de an. Calitatea infrastructurii de transport este un mesaj foarte important pe care membrii noștri îl transmit. Își arată nerăbdarea pentru a vedea progrese și rezultate în acest subiect. De asemenea, zona de birocratizare coboară pe locul 2, anul trecut a fost pe locul 1. Cheia pozitivă de interpretare pe care noi am dat-o este faptul că membrii au remarcat eforturile depuse de ANAF. Au fost multiple instrumente digitale care au fost introduse, chiar dacă nu sunt perfecte, ele arată demersuri susținute, mai ales prin ceea ce a făcut Ministerul Digitalizării cu obținerea certificatului de cazier judiciar prin ghișeul.ro și hub-ul de la guvern.
De asemenea, calitatea infrastructurii de sănătate este tot în jurul procentelor de anul trecut și este una dintre întrebările pe care ni le pune orice român care vrea să se întoarcă în țară să investească, care este evoluția sistemului medical. O să mergem mai departe pe zona de politici publice. Opinia colegilor noștri, membrii AMCEAM, este că avem nevoie de soluții publice solide și coerente pentru câteva sectoare și, repet, slide-ul anterior v-a arătat această direcție, zona de infrastructură și zona de digitalizare a serviciilor publice. Avem nevoie de o accelerare a eforturilor în materializarea acestor reforme și investiții de altfel care se regăsesc în planul de dezvoltare, de redresare și reziliență. Apoi, zona de absorbție a finanțării, de asemenea, este punctată foarte sus de către colegii noștri, pentru că este o oportunitate istorică și pentru că acest punct de inflexiune înseamnă, de fapt, și corelarea cu optimismul pe care îl arată comunitatea noastră. Iar zona de sistem fiscal competitiv, vă spuneam că aș vrea să o punctăm extensiv, pentru că alături de reducerea poverii fiscale pe zona de muncă, este în top 5 politici pe care comunitatea de afaceri o susține și, sigur, de aceste două componente depinde sănătatea climatului investițional. Și e important pentru echitate și pentru stabilitate și mai ales pentru predictibilitate. Deci nu o să prididim să menționăm această paradigmă predictibilitate pentru cadru fiscal. O să mergem mai departe la ultimul slide care mi-a fost mie încredințat, pe care aș vrea să punctez câteva lucruri foarte importante pentru noi. Zona de apartenență la structurile transatlantice și tot ce înseamnă Uniunea Europeană, NATO, este un element foarte important de încredere, un pilon al încrederii investitorilor. Asta ne oferă o categorie de țară cu destinație sigură. De asemenea, zona de garanții de securitate care sunt foarte solide și în mod îmbucurător, și aici este un punct pe care vă spuneam că aș vrea să-l subliniez, este zona de calitatea capitalului uman. E o revenire în top, pentru că vedem o creștere cu 11%, a fost un declin constant în anii anteriori, 4 ani la rând, și temerea noastră era că riscăm să pierdem acest avantaj competitiv. Și de aici aș vrea să punctez un motiv de îngrijorare pe care comunitatea de afaceri o arată în ceea ce privește pregătirea tinerilor în a se adapta noilor joburi, noilor meserii și corelarea aceasta cu calitatea actului de predare. De asemenea, există un mix de avantaje competitive care sunt o moștenire, calitatea infrastructurii digitale, prezența tinerilor în topurile elitelor concursurilor, dar asta nu asigură o masă, o pătură de mijloc a celor care ulterior vor putea absolvi studii care să le permită o echitate economică și socială. Atragem atenția, să zicem, asupra acestui element și mai ales ne arătăm ca și comunitate de afaceri disponibilitatea și investițiile pe care toți membrii noștri le fac, în special în zona educațională și cea a competențelor digitale. M-aș opri aici, nu aș insista foarte mult și asupra indicelui de competențe digitale DESI, pentru că am mai abordat subiectul acesta de foarte multe ori, dar există o corelare între aceste elemente și cu siguranță vrem să susținem această dezvoltare. Mulțumesc frumos și dau mai departe cuvântul colegului meu. Mă auziți? Ok, perfect. Se aude? Ok, mulțumesc frumos, Ela. Acum o să intrăm un pic în... Ok, acum e mai bine? Perfect. O să intrăm puțin în bucătăria internă a membrilor noștri și o să discutăm un pic despre rezultatele de business, despre tipurile de finanțare și costurile de finanțare. Avem aici cum au evoluat rezultatele de business ale anului 2022.
Și vedem aici o comparație dintre estimat și versus realizat și putem concluziona că în ciuda provocărilor economice și incertitudinii cu care ne-am confruntat în ultimii 2 ani, majoritatea companiilor au reușit să-și crească sau să-și mențină operațiuni în România peste nivelurile estimate. Pe scurt, 2022 a fost un an care a depășit așteptările companiei. Aici avem cum estimați evoluția rezultatelor de business pentru anul 2023. Vestea bună este că optimismul cu privire la creșterea veniturilor în 2023 rămâne o așteptare pe masa companiilor. 64 dintre respondenți sunt încrezători în creșterea companiilor, 52% luând în considerare extinderea prin investiții și 50% luând în considerare noi angajări. Companiile membre am ce-am înțeles că investițiile sunt necesare pentru reinventarea afacerilor, pentru inițierea de noi surse de valoare adăugată, pentru a valorifica contextul actual cu beneficii pe termen lung. Facem totuși o notă asupra procentului care afectă perspectivele de stagnare a numărului de angajați. Vedem acolo 44%, deși un număr mare de companii au în considerare investiții. O posibilă explicație poate fi aceea că piața muncii continuă să fie un loc provocator și tensionat, iar companiile se bazează mult mai mult pe digitalizare, automatizarea proceselor, noi tehnologii și dezvoltarea angajaților. Surse de finanțare. După cum vedeți, fondurile proprii rămân și în acest an pentru o proporție covârșitoare dintre respondenți, 86%, prima opțiune pe care se bazează pentru finanțarea investițiilor. Înregistrăm o ușoară involuție față de anul trecut cu 2 puncte procentuale. De la 88% ne mutăm la undeva la 86%. Constatăm pe altă parte că o ascensiune exponențială în ce privește cofinanțarea prin împrumuturi bancare, respectiv împrumuturi de la acționari. Aici vedem, de exemplu, împrumuturi bancare de la 35% în 2022, ne mutăm la 65% în 2023. Împrumuturi de la acționari de la 29% în 2022, ne mutăm la 65% în 2023. Un alt punct important, așa cum am menționat și colegii mei, fondurile europene și fondurile PNRR. Fondurile europene reprezintă o noutate între opțiunile barometrului din acest an, în ceea ce privește sursele de finanțare a investițiilor. Această variantă a fost adăugată ca urmare a interesului crescând pe care l-am remarcat în ultimul an, în rândul companiilor membre, în ceea ce privește valorificarea oportunităților de finanțare prin fonduri europene. Da, fondurile europene, lucru confirmat și de rezultate, de altfel. Se vede că 39 dintre respondenți au văzut fondurile europene ca o sursă de finanțare. Nu în ultimul rând, ne bucurăm să observăm o tendință care se menține ascendentă în ceea ce privește apetitul membrilor pentru instrumentele de tipul pieței de capital. Vedem acolo că am avut un rezultat de 10% în 2022, mutându-te de către 18% în 2023, private equity de la 8% în 2022 la 15% în 2023, sau venture capital de la 7% în 2022 către 13% în 2023. În acest sens, nu putem decât să salutăm folosirea valorificării potențialului de consolidare a pieței de capital autohtone și a mecanismelor pentru creșterea lichidității și optimizarea capitalului dedicat investițiilor și finanțării economiei românești în ansamblu său. De asemenea, știm că am avut decizia de a lista hidroelectrica, moment istoric care deschide oportunități masive pentru dezvoltarea pieței de capital autohtone și îndeplinirea obiectivului strategiei de promovare a României la statutul de piață emergent. Și nu în ultimul rând, să ne uităm un pic peste costurile de finanțare. După cum vedeți, majoritatea membrilor prefigurează o creștere a costurilor de finanțare de 66%. Această proporție relevă încă multiple surse de presiune asupra companiilor, dacă e să ne raportăm la fenomene precum perturbarea lanțurilor de aprovizionare, fluctuația prețurilor la materii prime sau efectele perpetuării războiului din Ucraina, așa cum colegii mei au discutat înainte. Comparativ cu anul trecut, observăm o creștere de 20 de puncte procentuale
În ceea ce privește așteptarea companiilor în direcția stagnării costurilor de finanțare, în 2023 vedem un procentuaj de 29%, iar în 2022 avem un procentuaj de 9%, lucru care relevă o tendință spre o relativă echilibrare. Mulțumesc frumos, iar acum o să-i dau cuvântul colegului meu, Alex Munceau. Mulțumesc mult, Andrei. Să apară și așa. Am o singură întrebare din barometru de acoperit. Este și penultima, deci ne apropiem de sfârșit într-un fel. Pare acest slide pe care îl vedeți pe ecran probabil cel mai simplu dintre toate prezentate până acum. Însă, realitatea în spatele acestei informații pe care o să explic mai mult în detaliu, de fapt, după părerea noastră, reprezintă cea mai mare provocare la adresa mediului de afaceri în România. Și anume, situația pieței de muncă în România în general. Întrebarea, cum o vedeți, e formulată. Cum ați caracteriza situația pieței muncii în industrie în care activați? Cum a spus colegul meu Cristi la început, avem în studiu au participat 215 respondenți aproape din toate industriile pe care la care putem să ne gândim. Deci ceea ce vedeți pe acest slide reprezintă, considerăm noi în mod reprezentativ, situația reală în piața de muncă. Vă atrage atenția, desigur, culoarea roșie, stâlpișorii din dreapta slide-ului, care reprezintă părerea și stresul a mediului de afaceri din toate industriile legate de situația forței de muncă. Adică situația reprezentată ca tensionată, explicată ca lipsa capitalului uman calificat și creșterea costurilor cu forța de muncă. Sunt mai multe aspecte aici de discutat. Costul de muncă încă un avantaj competitiv a României față de alte țări din Uniunea Europeană. Se erodează. Faptul că situația este tensionată înseamnă că nu se găsesc suficiente mâini de lucru și în zona de white collar și în zona de blue collar ca să valorifice potențialul diverselor afaceri și pe ansamblu potențialul economiei. Și aici trebuie să nu ne îmbătăm cu apă rece crezând că economia crește și așa, merge și așa, acest etern românesc și speranța. În ceea ce urmează o să încerc să demonstrez că situația este destul de gravă și în afară de această evaluare a sentimentului mediului de afaceri, am încercat să vedem și niște cifre în spatele acestor afirmații. Dar rezumându-mă la acest slide, vedeți comparația. Începem cu partea, foarte puține companii consideră că situația cu forța de muncă este relaxată. Față de 2021, adică în al doilea an de pandemie, 13% considerau că sunt ok din punct de vedere forțe de muncă. Probabil se reflecta și cumva o anumită parte de persoane care au pierdut locurile de muncă și atunci nu părea o percepție de un stres. Această situație s-a schimbat dramatic în 2022 și 2023. Am ajuns doar la 2% și 3% la limita erorii statistice ca și companii care cred că nu au o problemă. Situație fluidă, care de fapt reprezintă că se găsesc oameni, dar nu sunt potriviți pentru ce se cere. Și aici un mare semn de întrebare de calitatea educației din România la toate nivelele și o să discutăm și acest aspect. Avem aici single digits și, desigur, elefantul în sufragerie, aceste statistici pe ani, 21, 22, 23, care cresc din fiecare an. 82 în 21, 82%. Anul trecut, 93% din respondenți au zis că e problema mare cu forța de muncă și anul acesta, 94%. Această tendință este ceea ce ne atrage deosebită atenție și aici, desigur, am încercat să și cuantificăm ce înseamnă în realitate acest sentiment. Următorul slide, o să vă rog. Bun. Am făcut un studiu separat privind situația forței de muncă în România. Nu este ceva ce facem în fiecare an. Ultima tentativă de acest gen a fost acum vreo 4 ani. Și nu a fost prezentată în cadrul studiului de barometru, însă am considerat că e potrivit să prezentăm câteva concluzii din acest studiu astăzi. De fapt, este singurul slide pe care o să-l vedeți aici. Studiul este amplu, dar nu avem spațiu acum să adresăm foarte multe concluzii interesante din acest studiu, așa că am ales câteva
chestii foarte importante. În primul rând, am încercat să facem cartografia lipsei de forță de muncă în țară. Știm cu toții, forța de muncă lipsește, am avut păreri, vă dați și dumneavoastră seama, chiar fără să citiți niciun studiu, când mergeți pe stradă în București și în alte orașe mari din România, servicii de livrare în Horeca, sunt foarte multe persoane care clar că se vede că nu sunt din România, nu sunt membri UE. Deci clar că deja ne transformăm și în țara de imigranți, nu doar de țara de emigranți. Deci e deja față vizibilă a faptului că forța de muncă autohtonă nu este suficientă. Și aceste semnale ne-au dus la concluzie că e necesar acest studiu. Câteva idei. Deficitul acut despre care vorbim, de fapt, e foarte concentrat în zone dezvoltate a țării. Vorbim de zona București-Ilfov, zona Cluj, Timiș, Brașov și alte țări și alte județe și zone unde s-au investit disproporționat de mulți bani, și investiții străine și investiții românești. Deci 70% din acel deficit de fapt se concentrează în acele zone. Unde cererea e mai mare, deficitul e și mai mare, adică și impedimentul de valorificare a acelui potențial de care spuneam mai devreme este mai mare. Disparități regionale sunt foarte acute și considerăm că chiar reprezintă o piedică pentru dezvoltarea sustenabilă a economiei în viitor. Vedeți și situația șomajului, sper că se vede, da, se vede pe ecran suficient de mare. Partea din dreapta a slide-ului adresează problema imigrației în România, adică aducerea forței de muncă ca să suplinească deficitul de forță de muncă autohtonă. Sunt două elemente acolo. Prima este evoluția contingentului. Contingent este, de fapt, numărul de permise de muncă, un fel de plafon lăsat de guvern pentru atragerea acestei forțe de muncă. Și vedeți, evoluția este extraordinară. În 2019 încă vorbeam doar de 30.000 de permise de muncă care s-au permis prin legislație. S-a văzut foarte clar că nu este suficient și acum, în 2022-2023, aproape s-a triplat această alocare. Pot să vă spun că în 2022 avem statistică că alocarea a fost insuficientă și a avut loc 130.000 de cereri de asemenea permise, adică contingentul nu era suficient. Iarăși un indiciu de forță de muncă tensionată și lipsa ei. O să vedem care e statistica în 2023. Momentan, datele pe care le-am primit sunt doar până în februarie, legat de efectiv, numărul efectiv de permise de muncă acordate. Am uitat să menționez, studiul acesta este făcut de AMCEAM împreună cu compania de consultanță PwC România. Bun. Acum, aș vrea să atrag atenția și asupra încercării noastre de a cuantifica câte joburi, de fapt, avem nevoie și lipsim. Aici, vedeți, din partea stângă, zona albastră. Făcând acest studiu, am constatat o chestie foarte interesantă. Accesând foarte multe surse, și publice, și private, am constatat că, de fapt, statistici reliable, de încredere, nu avem. Nici la INS, nici din sursele europene. Așa că acest studiu a fost o încercare foarte intensă de a compara toate surse și să încercăm să tragem o concluzie. Ceea ce vedeți pe acest slide și această lipsă de forță de muncă, unde, dacă distingeți în 22, adică astăzi, constatăm că lipsesc aparent 145.000 de locuri de muncă și în 4 ani de zile, în 2026, lipsa o să fie de 224, reprezintă un minim teoretic estimat pe baza datelor care mai curând lipsesc decât există. Diverse estimări mai probabile legate și nu o să intru în probleme de metodologie, indică că destul de probabil acest deficit este mult mai mare. Poate să ajungă la și dublu. Deci putem să vorbim și de jumătate de milion de locuri de muncă care există cerere pentru ele, dar nu există persoane care să le ocupe până în 2026. Este ceva ce se traduce foarte clar la pierderi, dacă doriți, economice. Considerați ce înseamnă productivitatea a fiecarei persoane
nu vedeți pe slide, am încercat să facem un calcul a impactului asupra PIB-ului. Ce înseamnă o forță de muncă care ne lipsește de 200, 300, 400, 500 de mii de muncitori. Și ajungem la cifre între 9 și potențial 18-19 miliarde de euro în 2026. Reprezintă un procent important din PIB. Deci, spunând aceste cifre, cred că înțelegeți mai bine de ce zicem, de ce considerăm asta printre cele mai mari provocări a mediului de afaceri din România de astăzi. Și, desigur, întrebarea logică este mai departe, ce e de făcut? Și o să vă rog următorul slide. Am zis să ne concentrăm pe patru direcții identificate din acest studiu. Aceste direcții reprezintă niște măsuri, să spunem, de bun simț. Nu am descoperit nimic nou acum. Se vorbește de aceste măsuri de mai mult de 10 ani. Însă cred că momentul de cotitură este acum, când trebuie luate măsuri imediate care să aibă efect pe termen scurt și pe termen lung. O să încep cu prima și anume vorbim de reducerea numărului de tineri care nu sunt angajați, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la programe de formare. În limba engleză e așa numit NEET, N-E-E-T, Not in Employment, Engagement and Training. Știm cu toții că în ciuda acestui fenomen de lipsă de forță de muncă, mulți tineri, un procent îngrijorător, nu este angajat, ceea ce reprezintă un paradox. Dar vorbeam mai devreme legat de deficitul de forță de muncă calificată. Poate găsim oameni, dar nu sunt potriviți pentru joburi care se oferă în România secolului 21. Și aici, desigur, sunt foarte importante măsuri de educare, de investiții, de subvenționare, stagiu, școli profesionale și așa mai departe. Și, desigur, apel la guvernanții noștri este să se facă mult mai multe acțiuni în loc de vorbe. Problema este cunoscută, însă dramatic trebuie schimbată paradigma implementării în practică. Bun. Persoane de peste 50 de ani. Soluția aici e destul de clară, testată în multe alte țări. Vorbim și de Germania, Spania, Marea Britanie, Japonia, SUA. Trebuie să promovăm flexibilitate în procesul de pensionare și îmbunătățirea calificărilor acestor lucrători. Pot să contribuie mult mai mult și își doresc probabil să contribuie mai mult la economie și e o sursă de muncă foarte valoroasă care nu este momentan valorificată la plinul ei potențial. Deci clar că e nevoie de intervențiile guvernului în această direcție. Creșterea ratei de ocupare forță de muncă în rândul populației inactive. În primul rând vorbim aici de femei, femei casnice. Iarăși, un potențial uman irosit, e nevoie de intervenția statului, e nevoie de programe de formare pentru șomeri, sprijinirea antreprenoriatului, sprijin financiar și așa mai departe. Soluțiile există, sunt știute, iarăși trebuie implementate. Nu în ultimul rând, vorbim despre permisele de muncă. Partea de forță de muncă din afara Uniunii Europene, pentru că știm foarte bine în ce clasamente se află România în palmaresul european, din țările UE, deci mai mult de la noi pleacă spre UE și nu invers. Așa că sursa clară pentru a aduce străini în România este să-i aducem din afara țării. Aici stăm bine la teorie și la legislație. Legislația și guvernanții și în trecut și acum înțeleg gravitatea problemei, permisele se acordă, în teorie însă. În practică suferă, pentru că vă confruntați în practică și întrebați pe un om de afaceri cât durează să aducă fie un muncitor necalificat, fie un IT-ist foarte calificat, sau chiar un CEO sau CFO din străinătate, din afara spațiului UE, durează 6, 7, 8 luni. Ceea ce este incredibil și clar împiedică dezvoltarea economică. Aici e nevoie de niște chestii foarte bine știute, forță de muncă suplimentară, probabil nu neapărat la Ministerul de Interne în primul rând, vorbim de chestii concrete, permisele de muncă și toate verificările a imigranților se fac în aceste structuri,
care duc, din păcate, o lipsă acută de personal. Rectificarea bugetară și acel cap care s-a impus la angajări la stat, din păcate, în această zonă chiar nu ajută. Și aici, desigur, avem apel la guvernanții noștri să reconsidere această măsură, pentru că este ușor de corectat, nu e voie de investiție mare, efectele însă pot fi rapide și de bun augur pentru economie. Ca să fac un rezumat la acest rezumat, momentan ne confruntăm cu problema cantitativă. Nu ajung oameni, mâini pentru lucrări de construcții, pentru servicii și așa mai departe. În viitor o să ne confruntăm și deja ne confruntăm cu probleme de calitate. Și aici nu e doar vorba de quick fixes, cum ar fi să aducem mai mulți străini, trebuie să investim foarte mult ca și țară în procesul de educație și de școlarizare a forței de muncă a viitorului. Și în paranteză, ultima chestie, am uitat să zic legat de emigrare, multe țări practică un sistem inteligent de diferențiere între emigranți calificați, necalificați și există proceduri de fast track pentru cele mai cerute meserii în tehnologie și așa mai departe. N-avem așa ceva. De aceea am precizat acele întârzieri 6-7-8 luni care sunt uniforme pentru toți. Nu este normal și iarăși avem best practices din alte țări, din UE și în afara UE, care administrează această problemă diferit, cu un succes mult mai mare. Și am încheiat. Cristi, la tine. Da, mulțumesc, Ela, mulțumesc, Andrei, mulțumesc, Alex, pentru prezentare. Acum este ultimul slide al acestei întâlniri. Ca și concluzii, au fost multe date, multe cifre. Încercăm acum să facem un rezumat a ceea ce a fost prezentat. Și până la urmă, ultima întrebare a sondajului a fost: cum credeți, în viziunea dumneavoastră, că va evolua PIB-ul României în 2023? Și aici majoritatea respondenților preconizează o creștere la nivelul economiei în anul 2023. 47% dintre ei spun acest lucru. 44% prevăd o stagnare și doar 10% văd o potențială scădere a economiei României în 2023. O evoluție pozitivă față de 2022, când 26% dintre ei spuneau că România va experimenta o scădere economică. Ceea ce înseamnă că ceea ce a fost prezentat, optimismul acestui sondaj, în momentul de față este reprezentat de această percepție a faptului că economia României, chiar și în anul 2023, deși avem țări în Uniunea Europeană care experimentează deja și se află deja în recesiuni tehnice, adică două trimestre de scădere economică, cu toate acestea, mediul de afaceri percep ca economia României va crește, în percepția mediului de afaceri, este că economia României va avea o evoluție pozitivă. Chiar ne place să spunem că dacă în 2008, 2009, 2010 s-a vorbit foarte mult despre miracolul polonez, care nu a experimentat recesiunea în acea perioadă de criză economică, pare că de această dată România va fi una din țările puține care nu va experimenta o recesiune. Asta depinde foarte mult și de capacitatea noastră de a folosi banii europeni puși la dispoziție pentru a evita această recesiune. Ultimele concluzii sunt perspective economice optimiste pentru 2023. Companiile au avut un an 2022 foarte bun. Și atunci, pe baza rezultatele anului 2022, companiile și conducătorii acestor companii au tendința să fie foarte optimiști pentru anul următor și pentru bugetele
anilor următori în ceea ce privește companiile respective, atât în ceea ce privește cifrele de afaceri, cât și în ceea ce privește profitul. Bineînțeles că acest optimist trebuie ajutat și trebuie valorificat pe plan intern prin politici publice coerente. Mediul de business e optimist, dar trebuie și factorul decizional care face politici publice să nu vină în contrasens sau în contradicție cu acest sentiment pozitiv. Trebuie să existe, așa cum spunem de mulți ani, stabilitate și predictibilitate. Adică predictibilitate, trebuie să știm dacă e să vină ceva, trebuie să discutăm înainte și să avem un dialog astfel încât cu studii de impact, așa fel încât dacă facem o mișcare să știm la ce ne așteptăm în următorii 2, 3, 4 ani de zile. Orice mișcare de politică publică va avea un impact, fie că ne place, fie că nu ne place, și trebuie să vedem dacă impactul pozitiv pe termen scurt este validat și de impactul negativ pe termen lung pentru diverse sectoare economice. Riscuri și oportunități. Este clar, așa cum am aflat din acest sondaj, la capitolul riscuri, este clar că suntem puțin în afara consolidării fiscale, fiscal-bugetare. Așa cum am promis Comisiei Europene, și acest gap va trebui cumva închis. Deci asta este unul dintre cele mai mari riscuri în ceea ce privește performanța economică viitoare. Cum se va face această ajustare fiscal-bugetară? Pe de altă parte, într-un an preelectoral, știm că există o tendință istorică de decizii populiste. Sperăm să nu ne aflăm în această situație în acest an, să ne fi maturizat și ca și clasă politică, pentru că orice decizii preelectorale vor avea un cost mare în perioada următoare după alegeri. În ceea ce privește oportunitățile, pare sau vedem în ultimii 5 ani de zile că modelul economic este rezilient, modelul economic al României este unul rezilient, spre deosebire de alte țări din această zonă, Europa Centrală și de Est. Avem o economie diversificată și automotive și agricultură și IT și energie și așa mai departe, pe când alte țări cu care ne comparăm, unele dintre ele sunt foarte dependente de zona de automotive, construcții de mașini. Ori dacă există o scădere a cererii consumatorilor la nivel european, automat acele țări vor fi impactate. Noi oarecum avem șansa, ca și model economic, e ca o masă care stă pe 5-6 picioare în loc să stea pe doar 2 sau 3, doar. Și pe de altă parte, ca și oportunități, sunt și dezvoltarea lanțurilor de valoare în cum se spune, friendly jurisdictions, spre deosebire de, înainte era nearshoring, acum e friendshoring, adică în țările care sunt apropiate, de țările Pactului Nord-Atlantic, iar asta va crea o reducere a importurilor, în special pe componenta de alimente și produse chimice, care va reduce presiunea pe deficitul balanței comerciale, care este un alt punct nevralgic al economiei românești. Acest, așa cum se spune, twin deficit, deficit bugetar și deficit al balanței comerciale. Avantaje și dezavantaje ale economiei românești. În ultimii 5 ani de când facem noi acest sondaj, atât cele mai apreciate și cele mai puțin apreciate condiții de piață rămân relativ aceleași, adică nu s-au modificat, deci nu am găsit nici alte avantaje, nu s-a schimbat nimic care sau cum să spun, avantaje cârlig care să aducă alți investitori.
Pe de altă parte, și dezavantajele existente nu au fost adresate. Ele se acutizează și de mulți ani ele au rămas cam aceleași. Aș menționa doar două, infrastructura și, nu știu cum să spun, birocrația sau, ca să pun în mod pozitiv, îmbunătățirea infrastructurii și de birocratizarea, ca să nu îi dau un sens negativ. Eternul to-do list pentru guvern, cele mai necesare politici publice rămân în listă și pentru 2023 și o să le enumăr: investiții în infrastructură, accesarea finanțărilor europene disponibile, accelerarea digitalizării serviciilor publice, un sistem fiscal echilibrat și competitiv. Menționăm acest lucru, este o nuanță aici, echilibrat și competitiv, pentru că în ultimii ani au fost create tot felul de breșe în sistemul fiscal, astfel încât s-ar putea să fie competitiv, dar nu pentru întreaga economie. Și nu în ultimul rând, și asta este feedback al conducătorilor companiilor importante din România, este reducerea poverii fiscale pe muncă. Asta este corelată și cu ceea ce a prezentat mai devreme colegul meu Alex, faptul că va fi din ce în ce mai greu să găsim angajați și atunci, dacă avem și o povară fiscală mare, cu siguranță ne va fi și mai greu să-i găsim pe acei angajați, sau vor decide să emigreze, sau eu știu, să nu se implice în câmpul muncii datorită faptului că suma rămasă la sfârșitul lunii s-ar putea să fie prea mică. Și ultimul punct este piața muncii la nivel de avarie. Aici nu vreau să mai adaug, Alex a fost foarte explicit cu studiul PricewaterhouseCoopers. Avem două probleme. Una este availability, existența factorului uman, și al doilea, partea de calitate a factorului uman. Economia este într-o evoluție constantă, apar noi sectoare economice, dispar altele, iar cumva nu reușim ca și țară să pregătim competențele necesare pentru economia viitorului. Iar aici o să rog pe Ela, care este și președintele Task Force-ului de educație, dacă vrea să adauge ceva pe partea asta de educație, de competențe. Sigur. Pentru că spuneai ceva de DESI. Ad hoc. Sigur că da. Am punctat mai devreme subiectul DESI și spuneam că, din păcate, suntem pe ultimul loc la zona de competențe digitale pentru utilizarea medie a instrumentelor digitale, dar și în zona profesională. Unu, pentru că, în prima parte, nu există suficiente cursuri și elemente de curriculă din gimnaziu și liceu care să susțină dezvoltarea competențelor digitale, dar și pentru că în zona de absolvenți vedem un aflux destul de mare al specialiștilor în exterior. Deci, din punctul acesta de vedere, pierdem destul de mult și vedem că este nevoie de o mai mare susținere a procesului de învățare continuă. În metodologia britanică este vorba despre lifelong learning. Din păcate, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest procent și vorbim despre necesitatea reconversiei profesionale și a unor politici publice care să susțină și să incentiveze reîntoarcerea la școală a tuturor angajaților sau a persoanelor inactive pentru o reconversie profesională de succes. Mulțumesc, Ela. Eu am rugat-o pe Ela să spună, pentru că mi-a plăcut foarte mult ce a spus în urmă, acum câteva ședințe, când ne-am întâlnit. Eu credeam că competența digitală e să știi să faci swiping la Instagram și la TikTok,
Pare că nu e așa, trebuie să știi și puțin. Da, este vorba despre o înțelegere a surselor credibile, este vorba de înțelegerea unui sistem de browsing, să folosim un site în zona de e-commerce, plata cu carduri bancare, acestea sunt o serie de elemente pe care Indexul European de Competențe Digitale le ia în calcul când analizează nivelul acestor competențe. Mulțumesc frumos, mulțumesc o dată colegilor și dumneavoastră pentru atenție. Acum, cred că am depășit puțin cu 10 minute, nu? Sau suntem în timp? Avem sesiune de întrebări și răspunsuri, de clarificare în ceea ce privește sondajul sau alte întrebări sau răspunsuri și vom vedea ce putem răspunde, ce nu putem răspunde, ce știm, ce nu știm și așa mai departe. Bună ziua, Adrian Murșanu de la Murșanu.ro. Am câteva întrebări. Aș lua prima dată cu ce a prezentat domnul Milcev, să spunem așa, adică invers cronologic, legat de acel deficit de forță de muncă și de proiecții lui până în 2026, mă uitam, nu mai știu, poate am pierdut eu, sau dacă s-a spus, să zicem, pe parcursul conferinței, care sunt de fapt domeniile sau sectoarele unde este cel mai pronunțat deficit de forță de muncă și acum și apropo și de acea evoluție până în 2026, eram curios. Și aici, tot așa ca o notă, eram curios dacă România registrează pe undeva, apropo de acest studiu, un fel de excedent de forță de muncă. Există vreun domeniu? Asta e o pură curiozitate, să zic așa. La partea de industrie nu ne-am focusat, deci ce a ieșit din acel studiu și în lipsa timpului disponibil, pentru că am avut efectiv cam o lună de zile să-l facem, probabil dacă aveam luxul timpului mai abordam și aspectele pe industrie. Aici mai mult am încercat să vedem discrepanțele regionale. Deci pe industrie nu pot să spun. Empiric pot să spun că n-am auzit de o industrie care să se laude ca un exces de forță de muncă. Am înțeles. Da, nu se simte așa, să spun, la firul ierbii, să spunem, în anumite domenii că este mai pregnant acest deficit de forță de muncă? Cu siguranță servicii nu. Sau industrie sau undeva unde cu să fie. Cu siguranță nu. De aceea, da. Cred oarecum în reprezentativitatea acestui studiu, dat fiindcă membrii noștri provin aproape din toate industriile, și în unison, aproape la unison, vorbesc de deficit de forță de muncă. Deci nu cred că avem vreo zonă pe verde, suntem sau pe portocaliu sau pe roșu. Adică vreo industrie pe verde. Am înțeles. Mai era de clarificare mai degrabă sau o notă de interpretare, dacă puteți să ne oferiți. Eu eram, de exemplu, curios, la un moment dat am văzut acolo creșterea prețului energiei electrice. Erau menționate în două slide-uri, dacă mi-aduc bine aminte. Pe de o parte era la acel top factor negativ ca impact, deci este o îngrijorare în continuare pentru companii. Pe de altă parte, pe mine m-a uimit cumva, uitându-mă la alt slide unde era cotat, cum să spun, ca fiind în 2023 o îngrijorare mai mică față de 2022, această creștere a prețului energie, și era cotată în spatele, de exemplu, adâncirii deficitului bugetar sau cauze care înțeleg că acum sunt percepute de companii ca fiind riscuri mai mari macroeconomice pentru România. Și aici eu nu, cum să spun, nu am înțeles, adică de fapt, care ar fi nota de interpretare? Companiile simt că de fapt epoca energiei scumpe s-a încheiat? Faptul că acum avem niște scăderi ale prețului de energie înseamnă că practic suntem pe acest trend și cumva va continua să scadă, nu mai este o problemă și sunt altele mai importante? Asta era, de exemplu, o curiozitate și o întrebare. Adică aici este vorba de, până la urmă, de percepție, adică în principiu interpretarea mea personală, adică nu pot să știu ce a fost în capul oamenilor atunci când au răspuns. Dar acum, ca și conducător al unei companii, pot să spun ceea ce cred eu. Este primul impact în 2022 la energie, atunci când prețurile au ajuns la 556 de euro pe megawatt. Ne făceam calcule și doar la nivelul unei instituții bancare care nu cheltuiește foarte multă energie, impactul era undeva la 12 milioane de euro. Doar diferența. Ceva ce nu era bugetat. Deja când am făcut buget pentru 2023 în septembrie 2022, deci am luat în considerare un preț mediu de 250 de euro pe megawatt. Deci cumva am embedded
în buget o creștere a... Deci oarecum a fost impactul mare, după care începi să te obișnuiești cu el și încerci să-l internalizezi, să-l absorbi. Același lucru a fost și cu pandemia. Nu știu dacă ai observat primul impact în început pandemia în 2020 a fost o scădere masivă a optimismului, după care în 2021 și-a revenit. Deci oarecum, la fel și cu războiul din Ucraina. În 2022 a fost o scădere, după care în 2023 ne-am dus la 51%. E cumva, începi să te obișnuiești cu rău. Sentimentul e că șocul a fost depășit. Ceva șocul a fost depășit. Deci eu, cel puțin asta este interpretarea mea ca și conducător de companie care a participat la acest sondaj. Mai am ultimă întrebare. Există vreo nuanță dacă vorbim strict despre investitorii americani, apropo de tot acest, tablou, adică și la factor de risc și la creștere economică, sunt nuanțe sau anumite note care trebuie reținute din partea companiilor americane, investitorilor americani, față de, să spunem, media, așa cum a fost obținută pe reprezentanții MC? Acum o să dau tot așa o notă personală. Tu știi că naționalitatea investitorilor este o chestie foarte cu semnul îndrepării. De ce? Pentru că, uite, de exemplu, foarte mulți investitori, companii care sunt americane, investesc în România prin hub-urile lor, fie din Irlanda, fie din Olanda. Deci oarecum vezi o companie care are investitor olandez, dar de fapt în spate ultimate beneficiary owner este o companie. Deci oarecum când considerăm, încercăm să ne uităm la investitori indiferent de naționalitatea capitalului, fie că este american, european, românesc, în principiu sunt cam aceleași probleme. Diferența ar putea veni din faptul că un investitor român, în principiu, alternativa lui este să investească în România. Un investitor european, alternativa lui este să investească în 28 de jurisdicții care se supun cam aceleași reguli și directive europene și regulamente europene. Un investitor american are mai multe geografii. Atât Europa, cât și Asia, cât și Pacific, cât și America de Centrală sau de Sud. Și ceea ce până la urmă face capitalul să circule este, și tu știi mai bine decât mine, IRR-ul. Dacă există un return ajustat cu riscul asumat, corect, de, până la urmă, ceea ce interesează este să fie o jurisdicție sigură, în care să fie legea să se aplice și să fie enforced, rule of law trebuie să existe și cam asta este. Aș adăuga și eu un element pe care îl vedem în zona de tech. Companiile americane care investesc în România nu numai că angajează consistent și avem informații că există interes să crească aceste angajări, dar și investițiile efective pe care le fac în centre de cercetare, în centre de suport, sunt masive în România și salutăm investiția aceasta și credem că se poate chiar mai mult. Deci, din punctul acesta de vedere, vedem mult optimism și mult interes pentru România. Am și eu o întrebare. Bună ziua, Elena Deacu de la Economedia. Ați menționat, domnul Sporiș, că ajustarea, vedeți că știți că ajustarea fiscală trebuie să se întâmple. Întrebarea mea ar fi, cum vedeți o ajustare fiscală echilibrată, astfel încât să fie suportabilă de către mediul de afaceri? Este clar că nu mai putem vorbi acum de predictibilitate, că măsurile trebuie luate imediat. Vedem foarte bine că nu se mai poate face ajustare pe cheltuieli și nu cred că intenția guvernului este de a mai face asta. Deci, practic, vom vedea o ajustare pe venituri care va afecta angajați și companii. Vedeți anumite sectoare care vor fi afectate, vizate de schimbări? Mi este foarte greu să răspund la... Aș putea să fiu de acord cu anumite principii unde se vor face ajustări, nu știu, pentru că nu suntem nici factor de decizie
Și noi doar putem să semnalăm dacă se fac anumite ajustări, care va fi impactul pe termen mediu și lung al acelor ajustări, pentru că până la urmă orice decizie ei vei vedea efectele în următorii 2-3 ani de zile. Ceea ce pot să fiu de acord cu dumneavoastră este faptul că da, nu pe partea de cheltuieli sau încă se mai pot face ajustări. Și se pot face ajustări multe. O să vă dau un exemplu. În 2012, când eram în acord cu Fondul Monetar Internațional, din 2008 până în 2012, anvelopa salarială la nivel bugetar, la nivel de administrație publică centrală și locală, a venit de la 11% la 7,5% din PIB. Suntem înapoi la 11%. Deci s-a făcut o ajustare atunci care a fost refăcută în momentul de față, în ultimii 10 ani de zile. Colegul meu, Alex, spune că, și bine se spune, faptul că există domenii, cum este Ministerul de Interne, unde ai nevoie de mai multă resursă umană pentru a putea procesa cererile de permise de muncă ale potențialilor lucrători din Asia. Pe de altă parte, la nivel de autorități publice locale, sunt foarte mulți angajați care în principiu nu prea știu ce au de făcut. Deci, ca să vă mai dau un exemplu, din punct de vedere al numărul de funcționari publici la 1000 de locuitori, suntem țara cu cel mai mic la nivel de Uniunea Europeană, suntem țara cu cel mai mic număr de angajați publici la nivel de 1000 de locuitori. Pe de altă parte, suntem și țara cu cel mai mic număr de angajați, deci populație activă, la numărul populației. Deci depinde tot timpul, rațiile acestea pot să difere. Ceea ce este important și ceea ce vreau să spun este că mediile pot să inducă în eroare. Distribuția acestor angajați pe nevoile contribuabilului nu se mapează. Eu știu, restructurarea, reașezarea teritorială administrativă a României, se discută de ea în ultimii 20 de ani, nu s-a întâmplat. Există comune cu 200 de locuitori, dintre care la primărie probabil sunt 50. Deci, cumva, partea de costuri poate să fie încă adresată. Avem 39% din PIB costuri. Cred că poate să fie și mai slim ajustată. Și pe partea de venituri, aici lucrurile sunt oarecum simple. Tot așa, la nivel de principii. Taxele și impozitele, după modelul american, toată lumea le plătește. Nu există categorii. Chiar și dacă lucrezi în România și ești american, plătești taxele și impozitele în Statele Unite, ca și cetățean. Ceea ce este important este ca, în primul rând, dacă vrei să... Fiscal... Dacă vrei să ajungi la dezvoltarea unui sector economic, o faci prin ajutor de stat, nu o faci prin stimulente fiscale, ca și principiu. De ce? Pentru că dacă faci prin stimulent fiscal, în momentul în care l-ai introdus, este foarte greu să-l mai scoți. Ajutorul de stat îl stabilești de la bun început pe perioadă determinată și în momentul în care sectorul în care ai vrut să investești ajunge la nivelul prognozat, dorit, poți să renunți la ajutorul de stat. Deci cam, dar aici încă o dată vorbesc de principii și vorbesc de, ca și economist, sunt alții cei care decid. Eu aș vrea să punctez, dacă îmi dați voie, zona de oportunitate imensă pe care membrii Comitetului de Economie Digitală, pentru că e o parte foarte importantă a AMCEAM-ului, o văd în zona de digitalizare despre care se vorbește atât de mult. Pot veni
beneficii imediate în colectare, în zona de analiza datelor pe care administrația centrală o are, îmbunătățirea utilizării resurselor umane și așa mai departe. Toate aceste investiții pe care PNRR-ul permite în zona de digitalizare și cloud guvernamental, noi le salutăm și ca și mediu care reprezintă zona de IT&C, insistăm foarte mult asupra colaborării cu mediul privat, atât companii românești, dar și internaționale, care pot veni cu competențe extraordinare și cu beneficii imediate. Aș mai adăuga pe scurt la ce a zis și Cristi și Ela, apropo de calcule fiscale și ce o să urmeze. Desigur, sunt foarte multe declarații publice și în trecut și foarte recent legate de deficitul bugetar, măsurile care se impun, contextul PNRR, ce a asumat România ca să primească aceste fonduri, reducerea sau poate eliminarea anumitor scutiri și așa mai departe. Cred că știm cu toții. Probabil, nu știu dacă ați văzut, acum câteva săptămâni, aproape o lună, cred că a trecut, de când a apărut un studiu a Băncii Mondiale legat de oportunitățile reformei fiscale în România. E un studiu amplu, în jur de 150 de pagini, foarte interesant, abordează foarte multe, cred că principalele taxe și impozite, inclusiv cele despre care nu se vorbește foarte mult, precum sunt taxele locale, taxe pe proprietate, și acolo ne așteaptă reforma în 2025. Chiar recomand, dacă nu l-ați citit încă, măcar să vedeți rezumatul, apropo de direcțiile pe care le vede Banca Mondială. Întrebarea care planează acum cât de aplicat va fi folosit sau poate nu o să fie folosit acest studiu de către guvernanții noștri pentru a-și contura ideile pentru o reformă fiscală care ar veni probabil într-o formă sau alta în perioada următoare sau ceva mai îndepărtată, dar cu siguranță e o schimbare în aer și dacă vorbim despre predictibilitate și stabilitate, nu cred că o să vedem acest principiu respectat 100%, cel puțin în următorii 6-12 luni. O să vedem schimbări. Scrip Caiu, mă numesc de la Jurnalul Bucureștiului. Întrebare pentru domnul Sporiș. În slide-ul decizii operaționale ca efect al creșterii prețului energiei, cu 14% apăreau altele. Ați putea eventual detalia la ce se referă? Nu pot să detaliez pentru că întrebarea a fost cu răspunsuri multiple. Și acolo au fost creșterea prețurilor, creșterea investițiilor, asigurarea continuității afacerilor și așa mai departe. Și mai este și capitolul etc. sau altele. Și au fost 14% care au spus altele. Nu știu. Bun. A doua întrebare. Cum s-a comparat acest studiu cu studii similare făcute de AmCham-uri din țări vecine? Cu AmCham? AmCham-uri din țările vecine. În primul rând, nu știu dacă sunt multe MCM-uri în jur care fac astfel de studii. Nu am cunoștință. Și asta este o idee bună. O să verificăm, o să întrebăm dacă ei fac un sondaj. Poate putem să le dăm, cum să spun eu, intellectual property pe ceea ce facem noi și o să facă și ei. Deci nu, chiar nu știu, adică nu știu dacă fac sau nu și da, și chiar invers, poate au ei vreun lucru pe care îl fac mai bine decât noi și de ce nu putem să le folosim. Deci nu știu. Marius Uncu de la Profit.ro. O întrebare pentru domnul Sporiș. Ați vorbit despre ajustări fiscale pe zona anvelopei salariale și dumneavoastră a spus acolo, cred că de 11% din PIB. E bine, anul trecut a scăzut la 9,9%, cred că de la 11,1% în 2021 la 9,9% a scăzut anul trecut și a fost cea mai mare ajustare de anvelopă salarială din UE în contextul inflației mari și a creșterilor salariale mai limitate din sectorul bugetar.
Dumneavoastră credeți că există spațiu? La 9,9% este printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, cred că suntem undeva pe 22%. Credeți că mai există spațiu? Dacă ne uităm în ultimile luni, am avut niște măsuri de ajustare luate recent de către guvern, care au fost în bună parte anulate de creșteri salariale date destul de recent profesorilor și mai sunt și alte categorii, și avem în lucru legea salarizării, care ar trebui să introducă noi ierarhii, în fine, să așeze din nou lucrurile. Și vă așteptați în perioada următoare și inclusiv în 2024, care este un an electoral, la noi ajustări pe anvelopa salarială a sectorului bugetar? Eu ce am spus? Am spus că față de nivelul din 2012, când această anvelopă era 7,5% din PIB, am ajuns la nivelul anului 2022 la 11%. 11,1% e cifra și mai exactă. S-a făcut o ajustare, un haircut, din cauza inflației spre 9,9%. Și ceea ce am mai spus a fost faptul că sunt domenii în care avem nevoie de funcționari, avem nevoie de personal în zona publică. Când vorbim de anvelope, este salariul mulțit cu numărul de oameni. Nu spunem că trebuie să fie plătiți prost, ci cred că distribuția angajaților la stat nu este neapărat potrivită mediului economic actual. Ajustare încă se poate prin digitalizare, nu trebuie să... O să vă dau un exemplu. Poți să faci toate analizele posibile din birou pe factori de risc fiscali, fără să fie nevoie să te duci la contribuabil să te uiți, să lingi niște dosare. Ca să vă dau un exemplu. Și ca să vă dau un exemplu și mai simplu, în sistemul bancar, pentru că îl cunosc, în urmă cu 15 ani exista analiză de risc pe dosar pentru credit în fiecare sucursală a băncilor din țara asta. În momentul de față, acele sucursale sunt puncte de vânzare, iar analiza se face în mod centralizat. Este o formă de eficientizare, fără să fie nevoie ca cineva să facă local. Asta este un exemplu. Aș avea încă o întrebare și pentru dumneavoastră și pentru doamna Moraru. Dacă ați văzut sau când ați văzut cel mai recent în aparatul bugetar o ajustare a numărului de angajați în urma digitalizării? Cred că în momentul acesta vedem niște etape. Am văzut legea cloudului guvernamental, am văzut legea interoperabilității, consecințele eficientizării ar trebui să fie și asociate cu zona de training și de adaptarea competențelor. Cred că nu vorbim de o reducere a numărului de personal, ci o reajustare a competențelor și a atribuțiilor. Nu cred că vorbim de eliminarea unui număr de angajați din cauza sau datorită digitalizării, ci vorbim de o eficientizare și o redistribuire a competențelor și atribuțiilor. Și o ultimă întrebare legată de deficitul de forță de muncă. În ce măsură acest deficit de forță de muncă este legat de poziționarea României pentru o perioadă destul de mare, ca având avantaj forța de muncă ieftină? Acest deficit de forță de muncă este legat de această nevoie de forță de muncă ieftină? Și ce fac companiile în privința aceasta? Adică ar trebui să vedem niște investiții mai mari în creșterea productivității, în automatizări, în robotizare, și se întâmplă aceste lucruri? Da, e o discuție destul de amplă aici. Una din concluziile studiului se lega, sau una din aspectele studiului analizate a fost și productivitatea. Și aparent am constatat o creștere surprinzătoare a productivității muncii în ultimii ani. Nu am acum statistici la îndemână, dar a fost ceva ce chiar nu ne așteptam.
datorită acestei productivități, problema pe care o avem e unde este și nu este mai gravă. Pentru că dacă sporul de productivitate nu era substanțial, eram într-o situație în care probabil creșterea economică, chiar cu acele câteva procente pe care le avem acum, era poate zero sau chiar negativă. Mă rog, asta mai mult ca o speculație în acest sens, dar mi se pare că direcția este cea corectă analizei. Ce fac companii? Se investește foarte mult în forța de muncă. Avantajul competitiv a României ca și țară față de vecini se erodează. Vedem și partea, deci cumva partea bună, partea, să spunem, mai puțin bună a convergenții rapide a României la media europeană. Deja am văzut ca nivel de viață și alți parametri, suntem la 77-78% din media UE, un avans substanțial față de anii trecuți. Side effect-ul a acestei dezvoltări, desigur că competitivitatea se erodează. Această competitivitate, desigur, are și un reverso, pentru că suntem mai ieftini, atragem investitorii, dar și forța noastră de muncă, nefiind constrânsă cu plecare în țară, fiind partea din spațiul european, pot să lucreze oriunde, la venituri în alte țări substanțial mai mari, de la proverbiale Italia și Spania, dar și Belgia, Franța și Germania, desigur. Exodul acesta de forță de muncă, acești câteva milioane de cetățeni români care lucrează ei și acum și copiii lor sunt în afara țării. Asta, desigur, probabil a fost cel mai important factor care a contribuit la situația forței de muncă de astăzi. Și, desigur, sunt foarte multe elemente. Cum am zis și în prezentare, foarte important ce facem cu această situație. Piața dictează, desigur, salariile. Avem și efectul inflaționist, avem și presiunea mare pe zona de salarială printr-o simplă chestie de cerere și ofertă. Cerere de forță muncă mare, ofertă mică, presiune pe salarii ca în orice domeniu economic. Deci sunt niște mecanisme a pieței de autoreglare, să spunem, în acest sens, care aduce și în sine și această eliminarea de avantaj competitiv. Desigur, nu vrem să rămânem ca țară, ca și strategie, în zona de low income, nici să nu nimerim în așa numit middle income trap. Și aici este foarte important elementul de educare și reeducare a forței de muncă ca să corespundă cerințelor secolului 21. Mulțumim mult de tot! Mulțumim! Mulțumim.